au apărut primele imagini cu Aya, tânăra brunetă despre care se spune că urmează să intre în competiția Puterea Dragostei în curând. Momentan nu se cunosc prea multe informații despre ea, însă se spune că este jumătate româncă și jumătate arăboaică. Mai mult decât atât, Aya și-a trecut la informații pe Facebook că locuiește în București, deși se zvonea că ar locui în Germania. Iată mai multe imagini cu frumoasa brunetă. Bianca a reacționat printr-un mesaj după ce Liviana a anunțat în direct la Wowbiz că se desparte definitiv de ea. Câștigătoarea primelor două sezoane de la Puterea Dragostei a anunțat pe Instagram că urmează să facă un live în care să spună partea de adevăr după ce Livian a povestit care sunt motivele rupturii definitive dintre ei. Iată ce a declarat Bianca pentru admiratorii săi. Stați liniștiți, dragii mei, pentru că urmează să fac un live sau un vlog în care o să vorbesc și eu despre mine și Livian și atunci o să vă liniștiți. Vă pup! După ce am mărturisit că urmează să facă un live în care o să vorbească despre ruptura de Livian, Bianca a publicat o fotografie cu un mesaj puternic care pare să descrie situația în care se află fosta concurentă acum. Nu-ți dai seama cât de puternic ești până în momentul în care singura ta opțiune este să fii puternic. Dacă v-a plăcut acest vlog și vreți să rămâneți la curent cu știrile momentului, dați un like și abonați-vă la canal. Vă mulțumesc și rămâneți aproape, urmează noi dezvăluiri! Livian face noi declarații legate de relația cu Bianca după ce a anunțat că pleacă în Turcia pentru o altă concurentă. Câștigătorul de la Puterea Dragostei sezon 2 susține că nu mai este cale de împăcare între el și Bianca, iar acest lucru nu se întâmplă din cauza sentimentelor, pentru că ele încă există, ci din cauza caracterului puternic pe care l-au amândoi. Iată ce a declarat Livian la Wowbiz. A fost frumos tot ce a fost, mai poate fi, dar nu într-o relație. Nu mai simt să meargă spre o relație. În urma discuțiilor nu mai simt. Este o parteneră de viață care te forțează să crești, e deșteaptă și puternică, dar e ceva care produce o ceartă între noi, poate caracterele puternice. Cât am stat cu Bianca după finală, în acea săptămână, am zis să vedem ce se întâmplă, dar în săptămâna aia ne-am dat seama de mai mult. Eu așteptam de la ea anumite lucruri, ea la fel. Aveam anumite așteptări care nu s-au îndeplinit. Livian a anunțat că se întoarce în Turcia. Câștigătorul sezonului 2 de la Puterea Dragostei a făcut anunțul pe vlog.
Liviana a anunțat joi că se întoarce în Turcia, ba chiar a postat un clip cu zborul România-Turcia și din aeroportul din Istanbul. Iată declarația de pe vlogul lui Livian. Nu știu câți dintre voi au ghicit destinația mea finală, însă aceasta este Turcia. Ca să vedeți toate detaliile pentru cine mă întorc în Turcia. Toată lumea crede că mă întorc la puterea dragostei. Dar iată de ce am venit în Turcia. Mă înscriu, intru iar în emisiune, însă vreau să-mi spuneți voi pentru ce fată m-am întors eu în Turcia. Pentru cine credeți că am bătut eu atâta drum? Bianca Comăneci a vorbit la Wobbis.ro despre sarcină. La scurt timp după ce s-a încheiat cel de-al doilea sezon Puterea Dragostei, au început să apară tot felul de speculații cu privire la o eventuală sarcină a frumoasei brunete. Și nu a fost prima dată când au existat discuții pe această temă. Totul a pornit în urma unui control ginecologic pe care l-a efectuat în urmă cu câteva săptămâni și despre care a vorbit într-unul din vlogurile lui Livian. Astfel, toți s-au grăbit să spună că Bianca ar fi însărcinată cu Livian. Acum, Bianca a lămurit misterul așa zisei sarcini și a spus care este de fapt adevărul. În exclusivitate pentru Wobbis, frumoasa câștigătoare a primelor două sezoane Puterea Dragostei a spus dacă este sau nu însărcinată. Și răspunsul este că nu. Este adevărat că am fost la control medical, însă nu sunt gravidă. Știu că au tot apărut pe internet că aș fi însărcinată, dar nu. Momentan, nu este vorba de așa ceva, chiar dacă în viitor îmi doresc foarte tare să devin mămică, a declarat Bianca Comăneci în exclusivitate pentru Wobbis.ro. Tragedie pe o plajă din Corbu, acolo unde marți Culiță, Iancu și Costi Ionița au filmat videoclipul unei noi piese. Echipa de filmare a avut parte de un incident marcant. În timp ce filmau, la câțiva metri de ei, un bărbat în vârstă de 36 de ani s-a înnecat. Culița a publicat mai multe imagini pe pagina sa de Instagram de la locul accidentului. În imagini se vede cum la fața locului s-au deplasat echipele Inspectoratului de Situații de Urgență Dobrogea și un echipaj SMURT. Din păcate, medicii nu au putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat, acesta a fost declarat decedat după minute bune în care s-a încercat resuscitarea lui. Marius a publicat pe pagina lui de Instagram un mesaj extrem de trist la doar 10 zile de la logodna cu Andreea Pirui. Fostul concurent a redistribuit câteva informații despre cazul unui tânăr care are o tumoră pe creier, rugându-și fanii să contribuie și ei pentru a strânge suma de 15.000 de euro necesară pentru o operație de care are nevoie tânărul. Iată cum sună mesajul redistribuit de Marius.
Pentru cei care îl cunoașteți, el este Ciorni, prietenul și colegul meu. Ciorni la care de ani de zile vă tundeți, cel care de multe ori a fost acolo când era urgent să vă tundeți, acum pentru el este urgent. A aflat în urma unor investigații de o tumoră pe creier, iar marți va intra în operație. Costul acesta este de 15.000 de euro. Toate detaliile le aveți atașate, contează orice sumă, orice share. Știu ce oameni am în jur, așa că mă bazez pe voi. Este mesajul redistribuit de Marius de la Puterea Dragostei.